Bun găsit, doamne, domnișoarelor, domnilor, stăm în izolare, nu e nici rău, nici bine, sau mă rog, nici nu știm cum e mai rău sau mai bine în aceste momente. Cel puțin pentru partea asta de business. Din multe puncte de vedere este evident rău, pentru că nu putem să ne desfășurăm activitatea sau unii dintre noi nu își pot desfășura activitatea în condiții normale. Pe de altă parte, poate aveam nevoie de o pauză, nu știu. Rămâne să vedem, poate aflăm în următoarele 27 de minute. Cosmin Roșia Micu, directorul general al Camerei de Comerț și Industrie de la Brașov, este alături de noi. Bună seara, bun găsit, Cosmin! Bună seara și bine v-am găsit și pe dumneavoastră! Izolată toată lumea, stăm foarte mult online în această perioadă, încercăm să rezolvăm anumite lucruri din fața laptopului. O emisiune nu este greu de făcut din fața laptopului, însă ăsta nu este un business până la urmă. Businessurile au într-adevăr de suferit, antreprenorii au de suferit. Cât de grav este de fapt? Sunt domenii care sunt foarte grav afectate. Acum nu putem pune toate domeniile pe aceeași scală a modului în care au fost afectate, dar per total cred eu că un semnal puternic de alarmă se va trage la începutul lunii mai, când se va vedea scăderea din luna aprilie. Dacă, spre exemplu, în martie am avut o scădere de aproximativ 1,4% din PIB, atâta a fost pierderea generată de luna martie, și doar aproximativ jumătate din luna martie am fost în stare de urgență. Prima jumătate am funcționat relativ în condiții bune. Da? În aprilie, practic, pierderea s-a adâncit și mai mult și noi estimăm că se va ajunge undeva spre 4,6% din PIB cumulat martie cu aprilie. Acum, bineînțeles, sunt domenii care sunt mult mai puternic afectate decât altele. Spre exemplu, domeniul Horeca, de care toată lumea vorbește, a fost afectat de la bun început și va reveni de asemenea cel mai greu. Sunt domenii precum transporturile, care au suferit doar undeva între 10 și 15% pierderi. Am stat de vorbă cu firme care se ocupă de gestionarea transporturilor la mai mulți operatori. De asemenea, domeniul producției este iarăși foarte afectat, pentru că a scăzut cererea. Miniștrii noștri spun că ok, Dacia reîncepe producția la Mioveni sau a început parțial, dar degeaba începe dacă nu există cerere. Adică cineva care să fie dispus să-i cumpere produsele sau cererea este foarte mică. În fine, e un lanț întreg care leagă firmele între ele. Acum colac peste pupăză și cu seceta aceasta prelungită și domeniul care ar fi trebuit să fie cel mai puțin afectat, și anume agricultura, are și ea de suferit. Da, nu afectează acest virus atât de tare, pentru că agricultură se poate face. În agricultură nu poți spune că lucrezi în comunități sau în echipe foarte mari, evident, dar din păcate tu ai dreptate, colac peste pupăză avem parte de această secetă. Este o situație, tot ce înseamnă, așa cum spuneai tu, Horeca, dar și partea asta de evenimente, organizare de evenimente, conferințe și așa mai departe. Webinarurile astea care au apărut și de care vreau să vorbim imediat, de fapt sunt un surogat până la urmă. Da, e clar, industria evenimentelor este la pachet. În industria Horeca inclusă, practic, foarte mulți din industria Horeca se ocupă de evenimente. Bineînțeles că sunt și evenimentele care sunt de sine stătătoare, cum sunt marile concerte din România și în Brașov. Avem o serie de evenimente care nu se mai țin, iată, spre exemplu, Junii Brașovului, da? O sărbătoare tradițională care n-a fost întreruptă de zeci de ani, da? 53 de ani, da? Nu a avut loc până și gala noastră, Gala Excelenței în Afaceri, da? Nu a avut loc după, practic, prima ediție întreruptă de la lansare. În fine, sunt doar câteva exemple punctuale, ele pot continua și business-urile din aceste domenii sunt grav afectate, chiar spre zero în perioada aceasta. Tocmai de aceea, la nivelul Comisiei Europene, luni, acum două zile, a fost o discuție privind măsuri de sprijin fiscal pentru operatorii din domeniul evenimentelor și din domeniul Horeca.
încă sunt în fază de discuție, adică nu avem nimic concret pe masă, dar lumea se gândește cum să salveze aceste domenii și nu se poate decât printr-o infuzie de bani, printr-o infuzie de capital în aceste firme care activează nu de ieri, de azi, adică pe de o parte sunt startup-urile care necesită finanțare, dar sunt firme cu istoric și sunt în pericolul de a, pur și simplu, de a închide, de a dispărea datorită acestei crize. Da, e o criză care în acest domeniu, pentru că eu mă pricep, aici este domeniul meu principal de activitate, să zicem, e o criză care nu are legătură nici cu data de 15 mai, nu are legătură nici cu vara lui 2020, nici cu toamna. Noi întrevedem, pentru că și noi evident discutăm în grupurile noastre pe această temă, întrevedem o relaxare și, să zicem, primii bani, pentru că până la urmă la asta se reduce totul, primii bani pe care o să-i facem undeva pe final de toamnă, început de decembrie. Deci, mai repede, nu știu. Sigur, se pot întâmpla foarte multe lucruri, nu există multe necunoscute la acest capitol și atunci evident că putem doar să ne dăm cu părerea și să facem, să anticipăm anumite lucruri, dar nu putem ști cu siguranță ce se va întâmpla. Există acum tot felul de idei apropo de partea asta de Horeca, de cum o să-și revină, implicit partea de evenimente, suport și așa mai departe, dar eu sunt convins că aici se va porni cel mai greu, așa cum spuneai și tu. Da, și noi avem foarte mulți membri care sunt din domeniul Horeca, alții care sunt pe zero, deci practic au închis business-ul. Câteva unități mai funcționează în acele contracte cu persoanele care necesită spații de cazare, acei carantinați sau pentru medici, dar reprezintă undeva sub 10%, poate chiar mai puțin, undeva la 5% din totalul industriei Horeca. Acum, da, până la descoperirea unui vaccin, trăim într-o incertitudine, adică nu știm la ce să ne așteptăm. Și de aceea lucrurile se facă cu pași mărunți, se deschidă cu pași mărunți restricțiile care sunt în vigoare. Și ce să spun, ne așteptăm ca această criză să nu aibă un trend foarte abrupt în ceea ce, sau mă rog, să nu aibă o revenire foarte, foarte bruscă. Mulți spuneau că o să fie o criză în V, adică pe măsură ce am scăzut, în aceeași măsură o să și creștem cu stimulii financiari care o să vină, dar lucrurile sunt la nivel declarativ. Urmează să le trăim ca să vedem exact cum o să fie. Din punctul nostru de vedere al Camerei de Comerț, avem Brașov, avem feedback-uri nu foarte pozitive. Mai ales că, acum fac o paranteză, s-a creat o euforie cu acel program IMM Invest, care s-a lansat ieri. Un program de creditare unde se subvenționează dobânda și garanția este preluată de stat în proporție de 80 sau 90%. Însă, citind cu atenție normele, lucru care s-a spus, dar s-a spus printre rânduri, această subvenție a dobânzii și garanția care oferea statul este doar până la sfârșitul anului 2020. Spre exemplu, un credit pe 72 de luni, da, va beneficia de o perioadă de 8 luni în acest an, plus diferența de luni rămase, 64 de luni, sau câte au rămas, vor trebui suportate dobânzi de către firma care își asumă acel credit. Și foarte multe firme care inițial au vrut să acceseze programul, acum stau să se gândesc de două ori, ok, dacă criza se va prelungi, voi avea bani să plătesc rata plus dobânda plus comisioanele aferente, pentru că lucrurile acestea, repet, se termină odată cu sfârșitul anului, facilitățile. Mai departe, cer scuze, am citit și eu normele, chiar am aplicat, probabil am fost printre puținii la nivel național care au reușit să aplice până la capăt, să trimită până la capăt, da. Ideea este că există acolo într-adevăr stipularea asta de care tu ai pomenit cu 2020, dar imediat după, probabil că ai observat, scrie cu posibilitate de prelungire până în 2022. Și aici eu mă gândesc că guvernanții, cei care au gândit acest IMM Invest, acest program, au luat în calcul
că anumite sau pe anumite activități, coduri KN, cum vrem noi să le spunem, va fi destul de dificil V-ul acela, nu va fi chiar atât de... Eu sunt convins. Da, zi. Dar să nu fie o criză în W. Exact, asta este. Pentru că, de asemenea, se povestește mult despre COVID-2020, despre o revenire a virusului în toamnă, deci atunci când, de fapt, începe sezonul gripal, ca să zicem așa, și atunci putem să ne confruntăm cu un nou val de îmbolnăviri și după îmbolnăviri, evident că o să vină iar stări de urgență și așa mai departe. Dar iarăși activitățile acestea din domeniile sensibile, ele pot primi infuzii de capital. Pe de altă parte, pentru că ele să meargă tot complexul, tot ce înseamnă activități umane trebuie să se desfășoare normal. Altfel primezi niște bani inutil. Exact, exact. Și revin la ce ai spus, posibilitatea prelungirii acelei subvenționări a dobânzii este condiționată de creșterea economică. Practic, i-au spus că vor subvenționa dobânda și în 2021-2022 dacă creșterea economică din 2021 va fi sub cea din 2020. Deci nici nu știm cum să interpretăm. Dacă ne așteptăm ca 2021 să fie mai rău ca 2020, nu prea sună bine. Dacă 2021 își revine și vor fi resurse pentru susținerea acelei rate, atunci să sperăm că va fi mai bine. Dar sunt semnale pozitive din partea Comisiei Europene. Pe de o parte, IMM Invest este un instrument de finanțare, dar vor fi instrumente nu neapărat de finanțare, ci de ajutoare financiare nerambursabile. Acele granturi sunt peste 750 de milioane de euro care se pregătesc pentru IMM-uri, lansare de granturi, sper eu, și pentru domeniul turismului, domeniul evenimentelor, cum ai spus, și alte domenii conexe. De asemenea, noi, Camera de Comerț Brașov, am propus ca pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, firmele din aceste domenii să fie scutite la plata impozitelor și contribuțiilor pe salarii pentru a-și putea păstra angajații, pentru că revenirea nu va fi cum aprinzi și cum stingi lumina. Și atunci, foarte mulți probabil vor fi nevoiți să renunțe la personal. Cu această facilitate, da, cumva îi obligă să creeze cu angajații pe care au servicii, să aducă valoare adăugată produselor care le-au să le readapteze. Spre exemplu, noi ne-am gândit la Camera de Comerț, pentru că nu mai organizăm evenimentul din primăvară, să organizăm pe acest gen de platforme, cum e Zoom-ul, care permite până la 50 de participanți, întâlniri sectoriale. Și aici poate, uite, și pe industria evenimentelor o să facem întâlnire sectorială cu 30-40 de reprezentanți din întreaga țară, da? Ca să adunăm informații, să avem idei, să facem un brainstorming, poate chiar să propunem programe de finanțare cu o sustenabilitate, cu o urmări, cu rezultate care să le putem valorifica în favoarea noastră pe domeniul construcțiilor, pe domeniul IT-ului, pe domeniul startup-urilor, și în felul ăsta încercăm noi să ne adaptăm situației. În plus, mai avem 2 sau 3 cursuri care le avem pe rol acum, Excel-ul pentru afaceri și brokerajul de a broker în afaceri. Considerăm noi că sunt utile. Odată că înveți, te perfecționezi în Excel și mulți descoperă funcții noi, iar pe de altă parte a apărut un fenomen interesant care se va amplifica. Și chiar am primit câteva semnale la cameră. Sunt firme, persoane, investitori care caută să cumpere business-uri. Așa numiții rechini care au experiența crizelor, au resurse financiare și caută cu la prețuri foarte bune sau chiar la prețuri subevaluate să cumpere business-uri în momentele acestea de criză. Și aici trebuie, zic eu, avut grijă și avem un pic de atenție. Da, chiar cumva mi-ai ridicat mingea la fileu cu ce ai spus acum, pentru că astăzi un prieten lansase pe Facebook, da, principala rețea de socializare în acest moment, lansase o idee legată tocmai de companiile românești care sunt extrem de slăbite în acest moment și care pot fi ușor cumpărate. Deci chiar se întâmplă lucrul ăsta. El punea întrebarea la modul serios, eu am răspuns la un pic în felul meu, așa,
pe genul meu, mai umoristic, să zicem, or să cumpere filmele românești, o să le cumpere olandezii și în felul ăsta intrăm și în Schengen, că se pare că o frână cea mai mare o avem de la Olanda. Sigur, este o glumă, dar până la un punct este o glumă. Nu știu dacă vor fi neapărat filme olandeze, însă cu siguranță vor fi rechinii ăștia de care spui și care până la urmă sunt o prezență absolut normală, așa cum rechinul în apă este o prezență cel puțin interesantă, așa și în mediul ăsta, în business, există oameni, companii care stau pe bani, cu ghilimele de rigoare, și care așteaptă astfel de momente. Au existat astfel de rechini, da, păstrăm denumirea, chiar dacă sună poate ușor ciudat. Au existat și în 2008-2009, în perioada crizei trecute, să zicem, care a fost strict o criză de natură economică. Vor exista și acum, cu siguranță. Și tu ai mai spus un lucru interesant legat de angajați. Sigur, orice companie își dorește să-și păstreze angajații, pentru că nu sunt angajați luați de undeva de pe stradă ieri, aduși într-o firmă și muncesc extraordinar de bine și ce bine merge business-ul cu angajații ăștia. Nu, sunt oameni care lucrează de 15, 10, 15, 20 de ani în aceeași companie, s-au specializat, au crescut cu compania respectivă. Niciun dezvoltator, niciun owner nu ar da asemenea oameni afară, este clar. Doar dacă este pus în situația, să zicem, proastă, nefavorabilă, de a fi obligat să facă lucrul ăsta și atunci nu va avea încotro. Statul trebuie să fie atent aici. Pentru că statul, dacă te ajută pe tine ca și antreprenor, se ajută în primul rând pe el. Aici trebuie să conștientizeze, de fapt, statul că se ajută singur. Dacă mă ajută pe mine să-mi țin angajații, eu îi țin, plătesc ce am de plătit la stat, dacă mă ajută cu impozitele acelea pe salarii, foarte bine, perfect, dar cel mai bine este să mă ajute să-i țin acolo, să-mi ofere cadru, să muncesc și să-i țin pe angajați la locul lor, pentru că dacă nu, vor deveni o problemă a statului, trebuie să le plătească ajutoare. Da, acum... Noi, ca și entitate, Camera de Comerț, suntem clar o entitate apolitică, dar este un moment greu. Adică, indiferent cine era la guvernare, da, prindea un moment dificil. Deci, trebuie să recunoaștem, e un moment dificil de a guverna într-o pandemie, într-o criză de genul acesta, versus o situație normală sau chiar de creștere economică. Și de aceea e bine să existe dialog, să se culeagă feedback din partea mediului de afaceri. Noi chiar am fost consultați de ministrul muncii, dacă mi-aduc bine aminte, da, de ministrul economiei. Adică există acel dialog. Important e ca programele să aibă o finalitate și să fie fluxul operațional să fie continuu, cum este cazul, spre exemplu, a șomajului tehnic, care a avut mici dificultăți în a porni, dar din câte am înțeles eu, săptămâna aceasta de luni au început să intre banii la companie. Adevărat, este adevărat, a pornit sistemul, da. Angrenajul. E clar, adică am fi ipocrit dacă n-am recunoaște că e o situație fără precedent și trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Adică nici nu vreau să mă gândesc în, să fiu în situația ministrului sănătății, care nu știu dacă doarme 3-4 ore pe noapte, îl văd prezent tot oriunde în țară, la fel și ministrul economiei, adică sunt oameni, ne place, nu ne place de ei, îi apreciem pentru efortul pe care îl fac, dar în același timp lumea nu trebuie să stea, adică unii muncesc și ceilalți dorm, nu, fiecare trebuie să aibă un aport, cum sunteți și voi pe industria evenimentelor, să veniți cu câteva propuneri, pentru că astfel, ajutându-vă pe voi, ajutăm economia și dacă extrapolăm, la fel se întâmplă și în turism, la fel se întâmplă și în textile și peste tot. Și noi la cameră încercăm să aplicăm pe fonduri. Acum sunt anunțate fonduri pentru studenți, da? Care vor primi granturi între 40 și 100 de mii de euro ca să se înceapă business-ul în 2021. Acum este competiția de proiecte. Mi se pare interesantă. De asemenea, sunt două competiții pentru stagii de practică pentru studenți. Ce e interesant, până la pandemie toată lumea s-a plâns de forța de muncă. Chiar stăteam de vorbă înainte de starea de urgență cu directorul, comisarul de la Imigrări, și îmi spunea că în Brașov sunt peste 5.000 de muncitori aduși, în special din Asia. Deci asta este valoarea, între 5.000 și 5.500, parcă era suma exactă. Și toată lumea se plânge. Acum, forță de muncă vom avea. E clar că ea va trebui calificată
pe anumite domenii care se dezvoltă. Sunt chiar operatori economici care ieri erau în industria evenimentelor și astăzi s-au apucat de producție, producție de porți din acestea de dezinfecție. Da? Sau firme care lucrau în domeniul tâmplăriei din aluminiu, geamuri și fac acele tunele prin care treci. Alte firme s-au apucat să facă măști și s-au reprofilat. Dar sunt puține astfel de exemple. Adică da, sigur, ăsta iarăși folosesc un termen pe care l-am folosit la început de emisiune, surogat. În momentul în care tu ești canalizat, focusat pe o anumită industrie, ca să zicem așa, da? Tu pentru aia ești antrenat. Că, nu știu, dacă tot ai pomenit de industria asta, și noi ne-am mobilizat și am dus un cort la Spitalul Județean, cortul mare acela de triaj, este un cort de evenimente. Și lucruri de genul ăsta. Astea s-au făcut. Sunt lucruri, le zicem noi, ușoare, la îndemână. Sigur, nu putem să ne apucăm acum de o anumită producție. Nu putem, nu, ăsta nu e jobul nostru, să zicem. Dacă statul ar veni și ar spune, dumneavoastră, uite, noi vrem să vă ajutăm, acum ce să facă? Statul să ne dea bani să facem ce? Ne-ar plăcea să ne dea bani să facem evenimente, să venim noi cu niște idei, așa cum propuneai și tu, să ne întâlnim, să discutăm ce am putea să facem după ce trece nebunia asta, pandemia asta. Asta trebuie să se gândească și acum noi am stat strict micro pe partea asta de evenimente. La fel și în turism, la fel și pentru că o să dispară încet, încet și industria asta cu producătoare de dezinfectanți și așa mai departe, sau o să se reprofileze pe produse pentru spital și așa mai departe, de uz specific, cu măștile iarăși încet, încet. A fost o perioadă când chiar eram într-un, chiar înainte de Paști, într-un mare magazin, o să-i spun numele, și uitându-mă la dezinfectant, de exemplu, litru, pentru că se vindea la cantități mici și de desubt scria un litru costa 220 de lei. Da? Se vindea la 100 de mililitri, dar la litru era 220 de lei, ok. Mai departe, nuca, da? Nuca care se folosea în cozonacul de Paște era 49 de lei jumătate de kilogram. Și eu zic, ok, se speculează, unii profită, dar nu o să țină foarte mult, foarte mult acest lucru, dar totul se va termina când se va găsi vaccinul și trebuie să fim conștienți că într-un interval de timp limitat, că va fi în toamnă sau puțin mai târziu în iarnă, vaccinul se va găsi și COVID-ul acesta va fi o istorie și probabil o să ne aducem aminte. Acum trăim istoria, da? Suntem în ea, în pandemie, dar o să vină momentul când o să povestim despre asta, sunt convins. Așa cum povestim și de Revoluția din 1989, este... Da, am corect. Trăit-o. Noi am trăit-o. Noi cei de 45 de ani plus am trăit-o în forma ei plină, să zicem. Dar eu aveam, de exemplu, 15 ani atunci. Treceam din clasa 10-a în clasa 11-a. Adică a fost așa o chestie. Mi-o amintesc cu mintea de atunci sau cu senzațiile de atunci și specifice vârstei. Așa o să ne aducem aminte și de pandemia asta. Sunt convins că cei mici o să-și aducă aminte doar că în 2020 n-au prea fost la școală. Și cu asta basta, punct. Da, eu am un băiețel în clasa a 8-a, acum o să înceapă din 2 iunie cursurile și ei o să dea examen, la fel și cei din clasa 12, dar au avut într-un fel noroc pentru că materia s-a restrâns, adică au mai mult timp să se pregătească. Da. Asta e și platformele astea, pentru că tot am pomenit noi de webinarul și de astea, n-am apucat noi să povestim, dar am povestit alte lucruri, cred eu, la fel de interesante. Partea asta s-a dezvoltat incredibil, partea asta de online, de webinar, de Zoom-uri, de conferințe și așa mai departe. Este interesant, trebuie să învățăm ceva din asta. Și după ce trece pandemia, să păstrăm ceva, dar nu foarte mult, după părerea mea. Da, așa e. Cred că distanțarea aceasta socială, termenul foarte, foarte folosit, nu e neapărat o distanțare socială, mai mult o distanțare fizică. Că social noi interacționăm. Uite, și acum suntem într-o emisiune, dacă vreau să stau de vorbă cu cineva, pot să stau chiar în grupuri mai mari. Cu alte persoane cu care nu păstram legătura, am început să comunic mai ușor prin intermediul calculatorului, care l-am văzut la îndemână acum.
dar cum ai spus tu, cursul normal al vieții trebuie să se ia și să păstrăm elementele care sunt utile, ca să spun, din tehnologia aceasta. Da, și-a arătat utilitatea și și-a arătat utilitatea la nivel mondial și trebuie să vorba unui prieten, să ne ducem la biserică să aprindem o lumânare pentru ăla care a inventat internetul, adică n-avem da, ce să... Da, pentru cei din armată, că acolo s-a inventat. Da, 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 corect, da, chiar astăzi discutam într-un cerc de ăsta, să zicem, didactic despre Cartea Cireșarii, pe care fiica mea o studiază acum, mă rog, o studiază în sensul că o citește și se discută pe ea, despre aparatele TFF, telegrafia fără fir. Până la urmă era cu Morse la început, apoi a apărut PTT, push to talk și așa mai departe. Au evoluat foarte mult lucrurile și uite că acum putem din oricare colț al lumii, chiar eu pregătesc pentru săptămâna asta o emisiune cu niște români blocați undeva departe. Nu spun mai mult ca să nu... Interesant, chiar o să urmăresc atunci. Da, deci lucrurile astea le putem folosi la un alt nivel, cu siguranță. Deci eu îmi doresc să fac în continuare emisiuni în studioul RTT. Îmi place și acasă, este ok, dar în studio este o altă senzație totuși. Așa este. Ce mai vreau să fac o paranteză? Apropo de evenimente, da, și de știri... Am canalizat discuția pe treaba mea. Dar mi-am amintit de altceva. Chiar stăteam de vorbă cu cineva din familie și am spus, uite câte știri despre COVID, asta e clar, câte știri economice, foarte multe economice, modificări legislative, dar au dispărut știrile sportive. Adică îi mai vedem pe unii alții care fac jonglerii cu hârtie igienică sau cu mingea, dar atât. Și aici deja te cuprinde un sentiment de gol în stomac când vezi, ok, nu mai ai știri sportive, nu mai sunt evenimente. Chestii da, care noi este, eram da. Obișnuiți. Adică așa lucrurile este. Trebuie să-și revină la normal, că până la urmă sănătatea noastră depinde și de sport, depinde și de ieșit-o afară. Poate o să se îmbolnăvească mai multă lume pentru că stă în casă a la lung decât datorită COVID-ului, în fine. Da, corect. Uite, sunt tot felul de statistici, pentru că sunt ușor de făcut. De ce să ne mai ascundem după dege? Statisticile acum sunt ușor de făcut și ușor de adus în imagine, să zicem așa. Mor mai mulți oameni în accidente rutiere decât de COVID. Mor mai puțini oameni în accidente rutiere decât... Adică, tot felul de lucruri de genul ăsta. O să continuăm noi oamenii să murim și din cauze mai puțin naturale, pentru că asta e treaba, până la urmă, virusul ăsta totuși e o chestie naturală, adică nu se compară cu un accident frontal de mașină, niciodată. Dar, dincolo de toate, sunt convins că o să trecem peste perioada asta, așa cum spuneai tu, trăim istoria, o să ne o amintim fiecare în felul lui și cu gândurile lui. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat din izolare să mai schimbăm o vorbă două despre mediul... Oricând. Mi-a făcut și mie bine. Da, putem să facem chiar o emisiune săptămânală sau la două săptămâni până trece nebunia asta. Că teme sunt destule, nici nu am reușit să ating toate temele pe care mi le propusesem aici și cu siguranță colega mea Ancuța o să mă certe, dar nu-i nimic, îmi asum lucrul ăsta. Mulțumesc frumos, Cosmin! Mulțumesc pentru invitație! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT!